Bună seara! Dacă te uiți la acest videoclip, să dai un like. Astăzi o să citesc o poveste. Îmi trebuie povestea asta. Cam încurcat iarăși poveștile. Am căutat-o și ceva de asta. Dar în fine... Povestea se numește Corbul, gazela, țestoasa și șoricelul. Hai să începem. Cu mult timp în urmă, șoricelul, gazela, țestoasa și corbul trăiau în bună înțelegere. Pentru că oamenii să nu-i deranjeze, ei au căutat o peșteră ascunsă în mijlocul pădurii. Acolo au locuit multă vreme, foarte fericiți. Într-o dimineață, gazela a ieșit la plimbare. Mă voi întoarce la prânz. Astăzi e rândul meu să pun masa. La revedere! Ora mesei sosi. Toți erau la locurile lor și o așteptau pe gazelă. Cum prietena lor nu mai venea, șoarecele spuse: mi-e teamă de ce e mai rău. Gazela e mereu punctuală. Vă sigur s-a întâmplat ceva rău. Broasca acestasă se gândise la același lucru și spuse: dacă aș fi avut aripi, a fi izburat să văd ce se întâmplă cu o prietena noastră. Sigur a avut un accident. Înainte ca broasca să termine de vorbit, sosi corbul în zbor. Văzuse cum un vânător o prinse în capcană și venea să le dea de știre. Cel mai bine e că țestoasa să rămână la peșteră, iar șoarecele să vină cu mine. El aleargă mai repede și, cine știe, vom putea să salvăm gazela. Șoarecele a fost de acord. Imediat și îi se pregătiră de plecare. Hai, grăbiți-vă, spuse țestoasa. Voi plecați, eu rămân aici, că nu pot să merg repede. Cu toate acestea, broasca nu făcu ceea ce zise. Imediat ce își văzu prietenii îndreptându-se, plecă și ea. Corbul și șoarecele ajunseră în locul unde era gazela. Pasăre o liniștea în timp ce șoarecele rodea frânghia capcanei. Nu te mișca, îi strigă șoarecele gazelei. Va trebui să-mi termin treaba înainte să vină vânătorul. În acest timp, corbul se ridicase în zbor și pentru a scurta sarea și după puțin timp anunță că trebuiau să se grăbească. Șoarecele reuși să radă și ultima bucată de frânghie. Gazela a fugit în goană amare în pădure. Iar corbul zbură pe cel mai înalt vârf de copac. Șoarecelul se grăbi să se ascundă printre niște pietre. De unde văzu fața mirată a vânătorului? Cum e posibil ca gazela să fie și din această capcană de sigură? Se întrebă el. Chiar în acel moment sosi țestoasa. Vânătorul, îl văzând-o, se bucură nespus și o puse într-un sac. Mai bine e mai puțin decât nimic. Chiar dacă mi-a scăpat gazela, îmi rămâne broasca. Copiilor mei le va plăcea. Șoarecele văzuse totul, însă nu putu să facă nimic. Totuși, corbul care fusese și el îl martor, se duse în căutarea gazelei. Aceasta, aflând pericolul în care se
Ea află țestoasă, nu mai ai pierdut timpul și plecă în căutare e vânătorului. Ei, văd gazela din nou! Ia e, spuse vânătorul, lăsând sacul și pornind pe urmele animalului. Șoricelul ieși repede de după pietre și începu să roade sacul. După ce termină, se întoarse cu țestoasă la peșteră, unde îi așteptau corbul și gazela. Toți se îmbrățișară fericiți și spuseră: trăiască prietenia, ce aduce fericire, trăiască și prietenii care aduc atâta dragoste. Asta a fost povestea. Să-mi dați urmărire dacă vreți să vă mai citesc povești din cartea asta. Are foarte multe povești. Are 75 de povești și are 354 de pagini. De unde ai cartea? De la prietena mea cea mai bună. Mi-a dat de ziua mea. Chiar îmi place și vă recomand și vouă. Ea n-a cumpărat-o, a primit, dar cred că se găsește și prin unele magazine. Recomand să o luați, foarte frumoasă. Sunt foarte multe povești. Sunt foarte interesante. M-am bucurat să citesc cartea asta foarte mult. Ne vedem în următorul videoclip. Noapte bună!